Profesorul Suleiman Ahmed Mohamed de la Universitatea Ben Suef din Cairo a conferențiat ieri seara la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Constanța. Tema referatului susținut s-a intitulat A fi religios sau antireligios în societatea contemporană, de la neînțelegere la o greșită interpretare. Astăzi am discutat despre câteva idei interesante. Spre exemplu, dacă ne referim la toate conflictele din lume ca fiind religioase, atunci nu vom putea progresa, deci ar trebui să punem deoparte toate conflictele și să optăm pentru un dialog interreligios și nu unul antireligios. Perspectiva antireligioasă ne conduce la conflicte și la o înțelegere greșită a religiei. Societatea de astăzi este una pluralistă din punct de vedere religios, se confruntă cu o serie de provocări la adresa religiei și, în consecință, un asemenea tip de eveniment, de seminar, de dialog, de dezbateri dintre profesori și studenți, a fost unul bine cântărit de către participanți, contând atât din punct de vedere al familiarizării tânărului ortodox cu ceea ce înseamnă islamul în esența sa și nu în interpretările radicale, fundamentaliste. Acest tip de seminarii noi îl vom continua, urmând să avem invitați din Marea Britanie, din Franța, din India, din Rusia, din Statele Unite ale Americii. Studenții au fost activi în cadrul seminarului și au adresat întrebări invitatului din Egipt. Seminarul de astăzi m-a ajutat să mă edific cu privire la perspectiva islamică privind societatea de astăzi, cât și relațiile interreligioase dintre creștini și musulmani. Mai mult decât atât, anumite puncte de vedere ale mele anterioare au fost schimbate prin ajutorul și informațiile date de domnul profesor Suleiman. De fiecare dată când părintele profesor Ioan Dura organizează astfel de întâlniri cu noi studenții, ne simțim foarte copleșiți de faptul că avem de fiecare dată puterea de a pleca cu un bagaj nou de cunoștințe, cu un bagaj pe care ulterior vom putea îmbunătăți pe drum. Invitatul a oferit papirusuri aduse din Egipt studenților care s-au implicat cel mai mult în discuții.